E vremea colindelor, dragii moșului. Nici o sărbătoare nu are atât de multe versuri dedicate, în afară, bineînțeles, de aniversările dictatorilor. Dar astăzi vreau să fiu bun. De exemplu, Moș Crăciun cu plete d'albe. Da, pare ușor ciudat să vezi o persoană în vârstă purtând plete. Probabil de aceea, pe vremea lui Ceaușescu, era Moș Gerilă. Tuns regulamentar, precum domnul Rădulescu mitralieră sau alți baroni cu antecedente securiste. Pe vremea aia, dacă trecea Moș Crăciun pe stradă, era legitimat, dus la frizer și la oficiul forțelor de muncă. Stați, că am zis că sunt bun, deci să nu pomenesc de muncă. Pomenesc de nămeți. Moș Crăciun cu plete d'albe, măcar nu s-a vopsit ca Petre Roman, a sosit de prin nămeți. E normal, fiind colindă românească. În alte țări sosește de la aeroport, pe autostradă curată, ca în palmă. Tot e bine că a sosit, că dacă era trenul Regio de la Timișoara, acolo rămânea, în nămeți. Și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Era mai ok dacă spuneau copii, că în alte țări cei mici sunt îndemnați să-și găsească singuri sexualitatea. Poate sunt unii care nu vor să fie nici fetițe, nici băieți. E dreptul lor, nu? Plus că după discriminarea asta din colindă, probabil moșul va aduce daruri în funcție de felul copiilor. Deci păpuși la fetițe și mașini la băieți. Deși la maturitate se schimbă complet preferințele. Fetițele vor mașini, iar băieții niște păpușele blonde, eventual. Ușor dubioasă mi se pare și colinda cu am plecat să colindăm, domn să înălțăm când boierii nu s-acasă. Nu vi se pare că e o mărturisire de natură penală? De ce să colindați exact când boierii nu s-acasă? Și de ce îi numiți boieri? Ca o mașină și o casă? Aia sunt din pătura de mijloc al societății. Boierii sunt cei care au câte o insulă Belina, câte un județ Vrancea. Dar la aia n-ați colindat, că e permanent cineva acasă, BGS-ul, alarme. Scuze că eram bun. Deci, cum era mai departe? Că au plecat la vânătoare să vâneze căprioare. Corect, că e sezon până pe 15 februarie. Ce contează că unele sunt gestante și mătrășești fauna în dezvoltare? Și sper că nu sunt capre negre, că atunci e braconaj, se vânează până pe 15 decembrie. Bine. Căprioare n-au vânat, ce-au vânat un iepuraș, să facă din pielea lui vășmânt frumos domnului. Frumos, ce să spun? Colindă care promovează uciderea unui biet iepuraș. De Crăciun îl jupuim și de Paște umplem Facebook-ul cu ei. A, ce drăguți sunt! V-am zis că obiceiurile astea sunt ciudate rău. Oricum, nu cred că domnul e de acord cu uciderea bietei ființe și n-are nevoie de veșmânt din piei de iepuri. Cine a mai văzut ca domnul să fie îmbrăcat în blană? Mă mir că nu se sesizează asociațiile pentru protecția animalelor. Nu mai zic de celebru deschide ușa creștine că am venit și noi la tine. Și noi, adică e clar că i-au mai văzut și pe alții venind. Că se duce vorba imediat, vezi că ăla e acasă, du-te la el, a colindat. Și uite așa, nu mai apuci nici să închizi ușa între colindători, e un du-te vino, se face curent, sunt premize să răcești. Dacă mai dai și de un colindător cu gripă, te-ai scos, creștine. Oricum nu poți să-i primești pe toți la covrigi și la nuci multe, că doar nu ai depozit de supermarket acasă. La un moment dat trebuie să închizi ușa și atunci cei care știu că ești acasă o să te înjure că lor nu le deschizi. Și oricum nu vor fi nuci și covrigi, să fim serioși, nu? Oricum, colindele astea promovează la greu obținerea foloaselor materiale necuvenite și încurajarea hărțuirii cetățenilor de bună credință. Așa, unde rămăsese? Da, la magia colindelor de sărbători. Ce frumos, ce atmosferă plină de bunătate. Sau nu, după cum bine subliniază versul, ne dați sau nu, ne dați. Cred că e un sindicat al colindătorilor ceva acolo. Hai la mulți ani cu sănătate! Coco știi!